Salutare! Astăzi vă voi arăta verdețurile aromate din ghiveci. Din păcate, busuiocul meu plantat în microseră n-a supraviețuit și până la urmă m-am dus la Lidl și am cumpărat busuioc și pătrunjel la mănunchi cu rădăcină gata de plantat în ghiveci. Un mic detaliu legat de acele plante pe care le puteți cumpăra la mănunchi în Lidl, este că busuiocul trebuie separat. Nu știu cum reușesc să-l crească fără să se nebușească, dar în momentul în care luați ca să-l creșteți acasă și vreți să-l țineți o perioadă mai lungă, clar trebuie să-l răriți și să-l separați în ghivece multiple, pentru că odată scos de acolo, noi nu avem umiditatea necesară în apartament sau condițiile în care a fost crescut el în seara respectivă și prin urmare se va ofili și nu va arăta foarte bine. Aici am un mănunchi, l-am separat în trei, deși cred că mergea și mai mult. Vedeți câte plântuțe de busuioc sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cel puțin 13 plântuțe. Iar aici a fost busuiocul din microseră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deja a avut ceva probleme la transport. E vina mea pentru că l-am pus într-o plasă și le-am cărat în brațe până acasă. Dar le-am separat și acum le merge mult mai bine. Au ceva probleme la frunzulițe, dar vă că dau alte frunzulițe noi. Cum puteți să-l tăiați și el dă din nou de jos dacă planta este suficient de viguroasă. De exemplu, dacă tăiați la cele mici, vârful nu vă așteptați să mai dea din nou. Dar plantele mai mature, gen acesta, dacă îl tăiați, îi dau rămurici. Din păcate, iarna, busuiocul nu vegetează așa de mult pe cât mi-aș dori eu, din cauza luminii slabe. De aceea să-mi comand niște lumini de creștere de pe AliExpress. Nu am bani pentru cele de pe EMAG. La EMAG costă cel puțin 100 de lei sau 200. Era același set pe care l-am văzut pe AliExpress acum. E cu două tăișuri. E posibil că aceste pe AliExpress să nu fie ceea ce e nevoie, nu am investigat exact calitățile LED-urilor respective, dar iarna e aproape pe ducă, deci nu voi avea nevoie de acele lumini de creștere o perioadă, oricum o să le comand pentru că iau cel puțin 2 luni să ajungă din China și vedem pentru iarna viitoare. Iarna aceasta nu mai este nevoie. Da, și arată destul de bine. Noi folosim busuiocul la paste și la pizza și mâncăm destul de des paste, de aceea am nevoie de multe plante și nu am mai avut răbdare să văd ce se întâmplă cu busuiocul meu, care oricum nu evolua foarte bine, adică încă mai avea sepalele acelea de la semințe și nu făcuseră frunzulițe. Trebuie udat destul de des, sunt plante avide de apă, cel puțin în apartament, și riști foarte ușor să rămâi fără apă în ghiveci. Uitați, la acesta l-am udat ieri și deja aici s-a uscat. Ghiveciul acesta nu are ghiveciul. Este o caserolă de reciclată, refolosită de la ciuperci, cred. Nu are scurgere, dar oricum busuiocul reușește să absorbă absolut toată apa. Ori se evaporă în cameră, ori o absorbe el. Vara chiar am o problemă cu ele, pentru că dacă nu le ud zilnic, cel puțin busuiocul, se usucă foarte tare și riscă să se pălească. Aici avem roșiuțele din microseră. Astea sunt cartoanele de ouă pe care le-am folosit ca separator, ca să știu unde am plantat semințele. Din câte vedeți, avem niște mici frunzulițe. Încerc să focalizez pe ele.
destul de greu de focalizat că sunt așa de micuțe, dar au început să facă frunzulițe. Sunt roșii cherry, Chiquita Pot. Le lăsăm să crească, după care le voi separa când vor fi suficient de mari și nu vor mai putea fi crescute împreună în această... Și ele destul de avide. Ori am eu o problemă cu camera respectivă, unde apa se evaporă foarte mult, sau e din cauza că a scăzut umiditatea în aer, în cauza că îngheață în fiecare seară. Dar arată destul de bine. Nu sunt toate, sunt destul de puține față de câte am plantat, dar arată bine și mă bucur că au supraviețuit și încep să se dezvolte destul de frumos. Acesta este pătrunjelul. Asta este pătrunjelul de la Lidl. Din nou l-am răsfirat. Din câte vedeți, sunt foarte, 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 foarte multe plante. Iar pătrunjelul merge crescut, cel de la Lidl, din ce am citit eu instrucțiunile, merge pus chiar în frigider și udat destul de rar. Nu mai crește odată ce l-a pus în frigider, pentru că este frig. Dar poate să supraviețuiască acolo destul de mult. Sau îl transplantați în alt ghiveci sau îl puneți într-un borcan ceva cu apă. Încerc să-l curăț. Arată destul de... Deși în... destul de stufos. Sper să supraviețuiască până în martie. Bine, posibil să-l consumăm noi până în martie. Deci așa arată pătrunjelul de la Lidl la câteva zile de la transplantare. El, când l-am cumpărat, arăta mult mai frumos. Uite, nici nu mai am eticheta. Dar sunt plante crescute în România. Producătorul este român. Și mie îmi face o bucurie deosebită că există, pentru că am putut să-mi iau un pătrunjel verde care să reziste mult, având în vedere că eu fac supe o dată pe la 2-3 săptămâni, chiar o dată pe lună. Și în rest îl mai folosim la pilaf de orez și la alte ciorbe, dar nu gătesc atât de des încât să îl folosesc zilnic și cel pe care l-aș lua de la piață sau de la supermarket să fie consumat în totalitate. Plus că nu ajung nici la piață, nici la supermarket în fiecare, nici măcar în fiecare săptămână, ca să pot să-mi cumpăr un pătrunjel proaspăt de fiecare dată când îmi doresc. Bun. Acesta este pătrunjelul de la Lidl, iar lângă el, aceste firișoare subțirele, este pătrunjelul de microseră. Este o adevărată divă. A început să facă frunzulițe destul de sănătoase. Totuși mai are destul de mult până crește, dar văd progrese serioase. Adică începe să arate ca o plantă și nu o rădăcină alungită, firavă, care părea să nu supraviețuiască. Dar arată destul de bine. Deci și roșiile și pătrunjelul totuși sunt plantate în decembrie, la căldură. Nu au avut foarte mult soare din cauza că a fost foarte norat tot decembrie și o parte din ianuarie. Dar în zilele când a ieșit soarele a profitat din plin și atunci chiar se vedea o creștere vizibilă de la o zi la alta. Deci soarele este foarte important pentru creșterea lor, indiferent dacă stau la cald sau nu. Bun, cam atât. Mulțumim pentru vizionare.